Da. Că a zis Sergei, da. Am cum să nu fii, bă, nebunule? Bă, îți explic eu. Îți arată dacă vrei. Vrei să mă sparg ce s-a întâmplat la mine în restaurant acum am de zile? Păi tu nu, dar nici nu. Au fost alții. Mă sparg ca prostul. Dom'le, retractăm întrebarea. S-a prescris fapta? Nu știu, că tu ești președinte. Să pentru, numai de pentru de domnul Bălan, atenție, de la Ana din Buzău. Ce foarte frumoasă Ana din Buzău. Deci vedeți cele frumoase, îi scriu domnului Bălan. Cele mai așa, îi scriu domnului Sergei. Deci, vedeți? I-am scris mie sau Bălan? Nu, aceasta e numai pentru domnul Bălan. Nici nu vrea să audă de dumneavoastră. De unde e? Din Buzău, Ana din Buzău. Îți dai seama că s-a uitat Bălan în ochii și asta spune nebun, nu mai găsi pe Elodia. Găsești-o pe aia de la unde era unde fugați. Cred că Bălan pleacă la Buzău ușor. Uite, Ana din Buzău, ca să știți, da? Cred că era de la Cernavodă. Domnul Bălan, am rezolvat păi ce că e pentru Sergei? E schimbă, mă, tu vezi că totul pentru mine o mută pe alții, mă, ce dracu, mă, invidioșilor. De fapt, fata era pentru ieși. Ce dracu, mă. Întâi să o verifice dacă n-a furat de la stat. Tot ce scrie acolo, Sergei, le sare în continuu ce scrie Sergei. Bun, hai să vă citesc în continuare, da? E are boală. Că totul se întâmplă la Sergei, văd, în restaurant. Da. A fost și fata asta la dumneavoastră la podes? Nu știu. E canodul de cale ferată la Sergei în restaurant. Toate se întâmplă. Romina a recunoscut că în acel moment a fost șocată. Mai ales că îl știa pe Tudi ca fiind un băiat foarte civilizat. I-a reproșat limbajul vulgar. Mă, cum să ai numele Tudi să fie un eventual împrumutat de la Mahalajoica de Zăvoranca, iar răspunsul lui Tudi n-a întârziat să apară. Ești o agramată, nu știu ce, nu meriți decât o puncte-puncte. Să o pupi în puncte-puncte pe Oana, dacă eventual nu o pupă nimeni în puncte-puncte. Deci, deranjat de amploarea pe care a luat-o presupusă relație cu Oana, Tudi a ținut să transmită în cursul zilei. Mă, lasă-mă, mă, cu ștoule! Asta cred că e una care vrea să apară și ea. Nu, mă, este prostul care spune așa. Băi, Tudi, ia sună-mă pe mine direct, mă, să te lămuresc eu și cu Oana și cu totul. Dar el zice că o iubește pe Zăvoranca. Pe cine? Tudi ăsta. Pe tine o iubi eu, mă, cum arată și ești nebun. Bine, el zice că pentru ea, el zice că pentru ea... Domnul Diaconescu, dacă ai vise erotice cu ea, nu înseamnă uite, că... sunt mesajele telefonice fotografiate aici. Între Tudi și asta și Romina. Da, domnule, sunt între ei, domnule, acum ce domnule iată, mă? Politicianul Tudi n-a negat în vreun fel relația cu Oana. Bă, mă, mor cu bucim, ce lege a făcut politicianul Tudi, mă? Nu știu, domnule, fiind deranjat mai degrabă de Tudi, frivol. Ia uite, mă, direct, cum ne spune, ce politică faci tu, mă? Uite, s-a limitat doar la o replică ce n-are nevoie de niciun comentariu. Nu interesează pe absolut nimeni viața mea personală, pentru că este numai a mea, a zis Tudi. Păi dacă el bate labă, sigur. Nu știu, domnule, dar și când Tudi ăsta o să conducă guvernul din partea PNL. Păi nu luăm puterea, băi, ești nebun, mă, miți în continuă curcă. Păi ăsta mă spune că luăm puterea și acum mă băia să mă iau de Tudi. Mă vezi că te pune Tudi. Nu e, domne, PNL-ul cu PDL-ul cu PSD-ul. Șase badica aș vrea să călpit de pe Tudi. Ia vino, bă, bă, Tudi, intră în direct. Deci, negați această, da? N-a venit Tudi la restaurantul dumneavoastră. Bine. Deci s-a rezolvat această situație. Uite, dacă îl prinde, cine mă sună acum pe mine, Gabi, jur că bătut și când îl desosează. Desosează, uite și expresie. Aoleu, bine, ăsta l-o moară, ăsta-i... Ce dreapă, mă? Altceva. Deci cum aș da-o cu dumneavoastră, nu văd că nu o scot la pe cum capăt? Să mă cheme Tudi? Pe vrei să spun o poveste când mă sună pe mine? Sunt o familie fericită. Claudia și formă a sunat de unde presupusă relație? De unde... Mă, dar oamenii nu sunt despărțiți. Dacă mă prinde nevastă mea, da, cu Claudia. Dar pe Paul Mantea îl cunoașteți? Să vedem poza. Paul Mantea este originar din Codlea, să facem de sub Brașov, trăiește în California, sau a trăit în California din 2005. Are o afacere, nu știu, extrem de profitabil în Los Angeles. Ce? El este noul iubit, noul soț al Monicăi Columbeanu. Pe că ți-am zis că țin cu ei. De ce țineți cu ei? Păi da, parcă era grecul până acum. Uitați-l, da, în premieră pe țară, deci e mai bogat decât Tiri și se căsătorește acum cu Moni. Na, asta da răsturnare de situație. Păi da, dar până acum câteva zile era. Păi nu zicea că îți retrage dosar? Mamă, cât e de privesc cum începe. Răsturnare de situație. S-a sfârșit, dar dramatică. Nu. Păi ce vreți dacă așa scrie la gazetă? Ce mamă răsturnare să răgește pizza, așa publicitate? Uitați aici ce scrie, da? De ce scrie? El e milionarul care o apără pe Moni. Ia uitați. Ce subiecte. Bă, îmi pare rău că se strică. Cu ce o apără domnul Diaconescu? Nu știu, domnule. Și o apără împotriva. Îi dă bani, îi dă tot ce are nevoie. O apără și face... Afaceristul român de care Monica Columbeanu s-a atașat în perioada în care a locuit la Los Angeles, sare în apărarea ei. Paul Mantea.
A mărturisit că Irinuca își iubește mult mama și că era fericită în SUA și deștept cu el. Deștept ești, mă! El îi consideră vinovați de întregul scandal pe Irinel Columbeanu și pe soacra acestuia. După izbunirea scandalului în familia Columbeanu, Monica a fost pusă la zid de cei mai apropiați oameni din jurul ei, mama și soțul său. Printre puținele persoane care au sărit în apărarea Monicăi se află afaceristul Paul Mantea, un român stabilit de mai mulți ani în Los Angeles. O să-ți ia și ție, Paule, nu te cunosc nici Mantea, nici băsici pe Paul, nici Mantea, o să-ți ia ție lovele și o să prinzi peste vreo 5 ani și o să mă rog să vin în această emisiune, că acest post va fi veșnic și o să spui să te apără pe tine. Ce dregul să ia, mă! Iar papari va prezenta Metu. Da, și papari Metu, dezbrăcat. Își va pune silicoane. Dacă tot e el meteosensibil. Dacă meteosensibil, da. Băi, eu sunt meteosensibil, mă. Bun, hai să vă citesc mai departe. Bă, că Paul are foarte mulți bani și dă oricât. Deci Paul vrea să îl despăgubească pe Iri, să-i dea oricât de mulți bani. Cum să despăgubească? Dacă ceea cumpără ceva în viață? A, vrea să o cumpere de la ei. Eu și familia mea suntem foarte apropiați de Monica și Irinuca. Și scade uzura. Pe durata ședeilor în Los Angeles am petrecut destul timp împreună. Monica nu este nici pe el minus uzura. Monica nu este nici pe departe monstru care a fost deschis. Din contră, cât a stat cu mine, Irinuca a fost o fetiță fericită, numai un zâmbet, nici pe departe maltratat. Asta o ajută. Cât de idiot trebuie să fii să dea asemenea. O ajută mult la proces, ca să spui. La divorț asta. Bă, dar cât de imbecil trebuie să fii să dea asemenea declarație. Bă, cel mai mult îi plăcea să fie, să fie purtată în brațe de mamă și să doar du-te, cu capul, cu capul pe pieptul ei. Irinuca și iubește mama. Și ăsta e pus de Monica. Dar știi ce mult ajută asta la proces? Uite, domne, copilul meu stătea cu un alt... O ajută la proces așa, sau ajută enorm la proces, da. Păi nu reiese că erau iubiți, acum se apropie. Irinuca se juca pe covor și eu în timpul ăla o ardeam pe măsă. Nu, domne, nu spune asta omul, domne. Spune că o apreciază și că o ajută. Deci îi plăcea să fie purtată în brațe de mama sa, să doarmă cu capul pe pieptul ei. Irinuca își iubește mama, o să vedeți în scurt timp, o să plângă după ea. Monica o iubește mult pe Irinuca. Singurul ei scop în America. În ce mediu, adică dumneavoastră cunoașteți acum copii de la grădiniță și vă faceți confesiuni cu o fată de 4 ani? Ăsta înțeleg că e matur, are, nu? Peste 21 de ani, nu? Până și Tibanu, cu emisiunea lui ne sună, nene. Monica o iubește pe Irinuca. Mă, tu nu vezi că toată oamenea din tine zi mă sună? De ce te sună pe tine? Îi sună boul ăla care nu știe ce vorbește Irinuca. Paul Mantea. Paul Mantea și Paul Mantea. Auzi, când te-ai întrecut pe tine, cântărețul Jidveanu. Ce-i cu tine azi? Așa ești tu non-stop. Cine așa? Jidveanu. Ăsta-i vin. Ăsta-i la premier. Așa-l cheamă cu el, mă. Nu-l știi. Care cântă frumos. Ăla chel. A, credeam că ești vivi. Bă, tu nu vezi că tot ciutacule, dacă ai sânge, demisionează și intră în partidul nostru. Că vom lua putere, avem nevoie de... Nevoie, auzi. Nevoie. Asta de la limbă, că m-am mușcat. Avem nevoie de oameni pregătiți ca tine. Unde a fost... Deci Monica o iubește pe Irinuca, zice Paul. Le chem oameni partidilor frigeți Monica. Ați trecut de Monica. Singurul e scop. Ia-o pe Monica și du-te, bă. Singurul e scop. Bă, n-a vorbit. Ia-o pe Monica și du-te, bă. Îți dăm o poză. Singurul e scop în America era să-i oferă o viață mai bună și mai frumoasă și mai liniștită. Și asta ajută mult la proces. Mă, ce se face nef tare să ai unul lângă mine, să tu să citești în continuu. Nu am văzut niciodată să fie abuzivă sau agresivă cu fetița, din potrivă. Paul Mantea găsește și explicațiile pentru declarațiile Veronicăi. Singura care nu se putea adapta în America era mama Monicăi. Ea și domnul Columbeanu sunt vinovați în mod egal. Da, băi, Paul Mantea, dacă ții această emisiune foarte inteligentă, intrăm în direct, te lămuresc eu. Ce să-i spuneți? Păi tu nu vezi că mă spune și bodyguards-i. Ori îl bate Bădeacu, nu-ți curpă pe Paul Mantea asta. Da. Deci s-au plictisit și ciumeșii s-au plictisit de tine. Tu tot ce te întâmpeni acolo. Vedeți? Nu, ne foame. Miroase la mâncare aici și tu ne dai cu Paul Mantea. Ce să te chemă Paul Mantea? Uite, și Tundiche din Cluj. Hai de neoprit, e Tundiche. E drăguț domnul Bălan. Ia uite, e drăguț domnul Bălan, nu vrea o relație cu mine? Cine zice asta? O doamnă de etnie maghiară din Cluj. Tundiche. Tundică. Bun. Na, vedeți? Are toate regiunile, domnul Bălan. Fan. Așa mai zic și eu. Bun, deci până la urmă a scăzut de acord. Și lui Papari nu mai scrie nimeni pe bune, că nu... Da, domnul Papari, foarte multe mesaje, dar nu-i da, Paul, mă, cineva le citește numai pe la săraj, mă, că vine câte unul la mine. Uite, una seară îmi spune că să le iau pe ăla cum am luat după omul Mara seară, care număra. Adică sunteți drăguși de mine. Avem și ciumeci și inteligenți. A, uite, aveți o poză împreună? Acum mi-am dat seama. Cu Ciutacu și cu Papari și cu Bichir și cu Serghei.
Uite că toți suntem prieteni acum, cine e? Dar unde erați aici? Dar cine dă pe versiunile astea? Cine? El cred că dă, mă. Asta e la ziua lui Victor. Cum se dea el? Asta e la ziua lui Victor, mă. Că e radio... Care Victor? La Ciutacu. La ziua lui... La Ciutacu? La Ciutacu, la ziua lui Ciutacu, da. Dar nu poate să fie poză, că scrie radio bum. Cum să fie poză aici? Da, bun. Răi, da, bun. Cum la masă, mă, mâncați? Radio bum și el, nu mă, răi, da, bun. Dar văd că ideologul stă întotdeauna mai în spate, că așa e Papari. Am văzut, da, domnul Papari, e retras, da. Ia filmați poza, da, deja un bichir. Păi da. Nu, că stătea bichir în fața mea. Domnul bichir se impune, vedeți, se uitați. Păi dacă am 2 metri, unde vreți să mă ascund? Da. Că de două ori, să știi că, să știi că Florian, tot timpul, în toate șucările a fost lângă noi. Nu ca da, tine. Știu, și la tu citești și la în nebunie da. Acolo. Păi dacă trebuie să mai și muncească cineva în țară. Că mi-a dat unul două târnăcoape în cap și că m-a siluit. Și că m-a siluit și eu spun, bă, sunt vicepreședinte. Tu ai citit și Serghei a luat două târnăcoape și declară milionarul din America că el l-a mâncat puțin pe mult. Când i-a dat cu toporul în cap. Și când i-a dat cu toporul în cap, el a citit în continuu, mă. Nu trebuie să informăm cumva? Iar finalul i-a putut dicta SMS dacă l-a mâncat sau nu. Doamne, dar ce poze am primit acum. Dacă arăt asta domnului Papari, cred că... Ia. Nu, asta îi, asta îi place domnului Papari, alta am pentru domnul Papari. Stați-le, dăm la rând, în crescendo. Ia, ia. Comentarii? Unde erați aici? La Monte Carlo? La Nisa? Eu se pregătea pentru un rol. Nu știu unde eram aici. Tot cu ochelari, vedeți? Da, tot cu ochelari, să nu recunoască femeile. Da, da, exact. Să nu... Cred că nu vedeam, aveam probleme cu vederea pe vremea aia. Mă, dar ce facem acum? Noi ridicăm pe fraier acum. E 007 aici. E jucantul un film. Nu fără Catherine, că sunt inteligent. Nu ridicăm pe asta. Stați că vine poza următoare. Aia e zbuduitoare. Ia, păi, ia ce părere aveți acum. Ce scuze, dar trebuie să le dăm publicitate. Tot ochelari de soare, nu te poți uita, mă, la aia. Trebuie să le dăm publicitate. Băi, dacă aveam fața ta să poată, mama mele. Bă, uuuu. Băi, fără Caterinca, ai vrea să-ți lași banii să-i fața rostă? Hai, domnule. Băi, omul, te-ai fără de încetă. Vrei să renunți un Rolls, Morse, avioane, elicoptere? Ce-ai vrea fața rostă și fața rostă? Da, mă, răspunde, bă, că ești tu, de zici, nu am vorbit nimic trivial. Nu pot să te rog, răspund. Bă, asta e un trucaj, nu era domnul Papare. Lasă, bă, trucaj, tu răspunde și de întâlnul. Las, bă, Michile, eu sunt, bă, voi avea o emisiune. Seama, am întrebat, ai vrea fața lui ăla să renunți la bani? E, nu, e o întrebare provocatoare și... Da, cine e aici? Domnul Papare cu cine? Cine, doamnă? Să nu facem vreo gafă. Putem să dăm poza asta? Nu, ăsta e Sasha. Ăsta e Sasha de la Bambu. Cine? Ăsta din dreapta? Păi te bate ăsta din bășii. Ăsta nu-i domnul Papari? Papari. Și astea sunt două... Cine sunt? Cliente. De la, cliente. De la Bambu, cred că sunt. Cliente? Nu, sunt, lucrau acolo. Dă mai departe. E clar că Papari nu combina cu niciuna din ele, că n-are ochelari. Răspunde la întrebare. Eu că n-are ochelari. Vreau să scrie. Bă, dacă e șmecher Dan Diaconescu, să scrie jos așa. Cine vrea fața lui Mădălin Ionescu și banii mei? Ce a fost dumneavoastră cu Mădălin Ionescu? Ia uitați, altă poză. Ia uite, altă poză. Bă, dar poze cu mine mai dat. Asta e foarte tandră. Asta e mai dat-o. Am mai dat-o? Nu. N-am mai dat-o. Nu, erai din față. Poza numărul 4. Asta e lateral. Opa, cine e aici? Asta da. Asta da poză, frate. Cine? Serghi? Dar cine e în mijloc? Cine e? Nu putem spune, să trebuie să recunoască Papari. Domnul Papari, vă rog. Și e o prietenă de noastră. Cine? Aici era la Serghei acasă, vă cea mai mare performere a României. Ah, e atleta, nu? Campioană? Atleta, cum vorbești pe tebate, asta nu ești tot. Că tu luați asta de peruca și de... Cine e Monica Iade? Îți are și președinția din cap. Cine e Monica Iade? Vezi să o chemă în emisiune, să-ți smulgă părul din cap. Monica Iade e? Ah, nu știai. Nu știu, chiar nu mă uit la atletism, dar... Păi nu se uită la sport. O atletă, el știe tot. E frumos sport, un sport este... Eu cred că ești de poze de simplu. Ia uitați aici cine e. Păi și Papari a făcut sport. Ia uitați. Dar de unde s-a stea, mă? Cine e dânsa? Nu știu, dar bună. Cine, mă? Aia lui Nicolae. Aia am o stare de prietate. A cui? La o nuntă. E logodnica unui prieten al unui prieten comun. Cine, domnule? E lui Nicolae, mă, Raluca. Care Nicolae? Care, mă? De la Miami. Da, prietenul nostru, nu. Dar Nicolae știu, nu-l cunosc, nu? Ba, cum să-l cunosc, ești nebun? Care Nicolae, domnule, Nicolae și de la Miami. Dar după expresie, te scrisezi în partid. Așa se fotografie, wow. Asta chiar că nu putem să o dăm publicitate. Da, să vadă lumea că și George Papari a avut succes. Asta e domnul Papari și dânsa cine. Ia uite tatuajele mele acolo dezbrăcane. Dânsa ce campioană e? Uite, nene, tatuaje, uite corp de om. Bă, ăsta e corp de vicepreședinte al partidului. Unde? În stânga aici? Acolo, stânga. Bă, tu ești nebun, tu ce câte are legătura acum? Dar cel din dreapta e tatuat, cel din dreapta. Da, nu-i pe tot brațul, e la început, e la tineret. El are păr, mă. E la tineret încă, domnul Diaconescu. Dar domnul Papari, cine e dânsa? Nu e consacrat.
cine e frumusețea? Soția unui prieten de-al nostru. Soția unui prieten de-al nostru. Dom'le, ca să lămurim acești telespectatori. Noi suntem swingeri. Noi ne schimbăm între noi. Ai vedea titlul? Vrei să fii prietenul? Ia uitați altă poză. Na, n-ar fi bine să o difuzăm, dar asta e situația. De ce, mă? Aș vedea un titlu, Controversa Papari. Asta n-a ținut decât o vară. Asta nu-i trucaj, nu? Frumoasă poză. Dacă, da, mai frumoasă dacă poză. E Papari cu ochelari de soare, l-am îndrăgostit. Tu stai să mă ce fizică. Da, eu când am ochelari de soare, am zis l-am îndrăgostit. Dar ținut puțin aici. Domnul Ovidiu Bănan, stătea pe terasă și ne întreba, voi ați furat banii. Aici era mama aia, dar... El a făcut banii. Nu mă spargă. Erați în direct aici, erați în emisiune.